momentul de față se constituie un comitet județean care va prelua temporar atributele pentru bunul mers al treburilor economice din județul nostru. În același timp, de la București, s-a solicitat ca o delegație din partea județului să se prezinte la nou comitet provizoriu de conducere a țării pentru a stabili împreună măsurile pentru instaurarea unei adevărate democrații muncitorești în țara noastră. Stai puțin la parte. Dragi compatrioți, fraților, s-a pus capăt cele mai odioase și mai cumplite dictaturi. Familia Ceaușescu fuge în derută. Suntem liberi! Suntem integrați între națiunile Europei! Trăiască! Trăiască libertatea! Trăiască România! România liberă! Comitetului Central, în fostul cabinet al lui Ceaușescu, se organizează Comitetul Salvării Naționale cu Iliescu în frunte. Trageți-vă la parte! Numai un minut! Acest comitet se va forma... Dați-vă la parte! Bine, foarte bine, vorbește! Un moment! Și după acest model se vor forma în fiecare județe! În Deva este preluată conducerea de către popor, în Bistrița, în Sighișoara și în alte orașe. Ceaușescu este în mașina 4B2646, descoperită de... Televiziunea română
comunică în aceste momente o știre pe care încerc să vă comunic, deși sunt jutuit de emoție. Vă rog să nu vă pierdeți cumpătul, e vorba de arestarea dictatorului.
anunț. Fiți atenți! Cu calmitatea dumneavoastră ajutați! Deci să nu întreprindem nimic ca să distrugem! E vorba de acel cer! Nu recurgem la nimic, chiar la, zic eu, acțiuni huliganice! Să nu ne stă bine! Să nu spargem nimic, să nu distrugem nimic,
pentru că totul vine după legile pe care noi le-am ales și vor fi judecați și cei care le-au făcut și cei care au comis abuzuri pe seama ei. Vor fi judecați de către noi. La revedere! Ceaușescu dictatura. Noștri micorhier, edu tvoro zagei svi, romane, no edu pagunko, kive pelki oša ja tuga inko. Noștri micorhier, to je še i kvara. Nite! Kive pelki oša ja čoveco, hodi o zigo šago inko to mi makoru, o zigo šago. Mi de tek tu djung irati o lopunko, o lopunk hongusto šage, a mi tokoru. Felelőség, de mindenkit, aki ezért a rendszerén felelős volt. A bíróság elé beállítsunk mindenkit. Ceaușescu, tu megkezdve az egész rendszerén. Vă vorbesc! Libertate! Libertate! Libertate!
această scenă a istoriei cu fericirea de a vă avea ca public. Sunteți cel din tâi public cu reacții în sfârșit normale, firești, adevărate. Și cum viața este o scenă și fiecare om este un actor al ei, iată că a venit momentul să terminăm cu marionetele istoriei și cu păpușarii lor sângeroși. A venit momentul adevărului. Coordonatorului Comitetului Județean de Salvare Națională Satu Mare, colonel Biranici.
Vă informăm că absolut toate forțele sunt în subordinea Comitetului și Armatei! Ciao, 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 ciao,
Unde a fost la demokratii și programiană? Mi, a stat mai medei, magyarjányi tiségi dolgozók, a következőket kérjük. Igazán egyenlő jogokat a különböző nemzetiségeknek. Képviseleti szervet. Szabad vallásgyakorlást. A helységek magyar elnevezése újrahasználatát. Az anyanyelv használatának jogát minden hivatali fórumon. Mergem înainte!
Vorbește acum pentru dumneavoastră Opriș Victor, pastor. Stimați creștini, trăim un moment solemn. Vreau să dau citire unui verset din Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 11. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul.
Radu Ulmeanu, poet. Dictatorul. Dictatorul! 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 Dictatorul!
cred al crengii de sub picioare. Va vorbi acum Ion Bledea, ziarist, va citi. Deci, scrisoare către poetul Mircea Dinescu. Dragă Mircea, acum aproape 20 de ani, când făceam foame împreună în subsolul meu din piața Universității din București sau în subsolul meu din Bulevardul 1 Mai, nu ne-am fi putut imagina că aceste subsoluri vor deveni depozite de sânge nevinovat. Visam la un viitor frumos al literelor și spiritului, care pentru tine s-a transformat în arest la domiciliu, iar pentru mine într-un arest al amărăciunii. Acum când îți scriu aceste rânduri în fostul birou luxos al unui pântecos îmbuibat al județului, demolarea tuturor copiilor dictatorului. În această piață, alături de mine, te salută pe tine și pe toți membrii Consiliului Frontului Salvării Naționale, nu numai prietenul tău, ci 100.000 de prieteni. Victorie! Iar acești noi vrem să vă spunem că sunt Savinescu Vasile profesor, Tomșa Gheorghe jurist, Bravă Coriolan Muncitor Unio, Radu Ulmeanu, poet, Bențe Viorel, student, Șipa Corneliu, actor, Antelean Ion, constructor, Noci Ferenț, șofer, Silaghi Petrică, tipograf, Ierimie Liliana, confecționer, Călin Piperne, avocat, Sava Gheorghe, inginer, Berser Neini Albert, subinginer, Otriș Victor, preot, Spitalul Municipal. Erdős Nicolae, muncitor bun.
unio. Lucuți Viorel Scuder unio. Iliescu Mircea, inginer. Rus Ștefan, de la Direcția Agricolă. Ghișan Grigore, de la Ujecoc. Orban Brândușan, major. Periș Ana Maria, din Învățământ. Șudeu Vale. Antol Ișvan, de la ICST. Costan Cornel, de la IPA. Pane Alexandru, muncitor de la Unio. Saipiș Florin, inginer. Trifu Ioan, lucrător la telefoane. Biga Constantin, constructor, coordonativa constructorului. Ungur, Horea, avocat. Acesta a fost comitetul, consiliul care s-a întâlnit ieri și a stat azi noapte aici pentru a se întâmpla ca totul să fie bine. În continuare, vă vorbește Otrava Coriolan, muncitor. Dragi cetățeni, muncitori ai municipiului și județului Satu Mare, cu lacrimi în ochi vă spun că a sosit și ziua cea mare a noastră. Dictatorul Ceaușescu ne-a pus pe urme tot ce a vrut și ne-a strâmbat și ne-a plăcut și câine lui am fost. Ne dă Dumnezeu putere și vă scoate și din mormânt. Noi, muncitorii, de fapt, toți, am plecat din casă unde am fost frig, am plecat la servici tot în frig. Și spunea că avem niște condiții minunate din epoca de aur. Să știți că natura așa, dar roata în roată se împlătește. Să iască România liberă! Magyarul használunk!
megtelik, hogy szabadon tartassunk egy kapcsolatokat a Magyar Köztársasággal. Követeljük a határok megnyitását! A izbucnit la îndemnul unor cercuri ungare, făcând pe noi, ungurii din România, vinovați.
foarte important. Sunt unități economice care au rămas în aceste momente de izbeliște. Ăsta este cuvântul în clipa de față. Trebuie să, într-o anumită măsură, să scurtăm această adunare. Este în interesul tuturor. Știți ce avem de făcut de acum înainte. Vorbește acum, în continuare, Horea Adrian Ungur, avocat. Dreptate și frăție! Adevărată și cinstită istorie își scrie România mare. Trăiască România liberă, trăiască România noastră cea dulce și dragă, acolo unde ne-au trăit moșii și strămoșii noștri, acolo unde de 25 de ani trăim un coșmar adevărat. Trăiască România! Vă mărturisesc că ne primim sentimentul unei justiții a poporului și pentru popor. O justiție adevărată în care judecătorul să-și poată face meseria fără a se amesteca activistul de partid. O justiție dreaptă, echitabilă. Atunci când se iartă un vinovat. Greșeala este mult, mult înzecit mai mare. Cel căruia i s-a făcut o nedreptate nu o uită niciodată. Așa cum noi nu putem să uităm cei 25 de ani de doliu. Thank you.
de... Dumneavoastră și ștera. Și de la nevoie. Bine ați venit! Ei, persoană fără cetățenie cu domiciliu în Austria. Da. Așa. I-am zis așa, îi dă viză fără să-l pună. Ale, victorie! Victorie în România! El viva România, ia? Victorie! Eu nem pot kívánok. Honnan tetszett jönni? Fehérgyarmatról. Fehérgyarmatról? 9 kocsival jöttünk. 9 kocsi? És mit hoztatok? Élelmiszer. Igen? Rizsa, kenyér, liszt, egy kis banán. Élelmiszer. És hova szaltál? Hát szétosztunk a falvakba, mert én református pap vagyok. Akkor én...